Iată de mila lui Dumnezeu, precum bine am și spus de altfel, în cuvântul propovăduit după Sfânta Evanghelie. Am urcat 14 trepte acest urcuș, o zi de post, o treaptă. Așa că până la învierea Domnului, până se va termina postul, cu darul lui Dumnezeu, ne învrednicească pe noi toți să îl parcurgem cu ușurință, bineînțeles că postul aduce foarte multe roade, dar sunt foarte multe încercări, foarte multe ispite, atât timp cât ești în slujba lui Dumnezeu, aproape de Dumnezeu, și îți faci datoria de creștin, fiind spovedit prima săptămână, împărtășit, este un mare dar de la Dumnezeu să avem darul milostenii. Darul milostenii care îmblânzim și mânia lui Dumnezeu pornită cu dreptate asupra noastră, tuturor. În ziua când am făcut milostenii. Ne împăcăm cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu, știți bine că nu întârzie niciodată, nu ne rămâne dator. Ne și dă dobânda. Am dat ceea ce am dat, Dumnezeu ne-o prea blagoslovit. E care dintre noi se simte ușurat când are o încercare, un dușman sau mai mulți, care nu are răufăcători astăzi? Dar puținea noastră credință nu rezistăm. Imediat judecăm, imediat cârtim, imediat suntem în stare să și lovim, că noi am fi cei drepți, cei adevărați, cei care n-am greșit, cei ne-am greșit. Nu avem putere să iertăm, dar avem curaj să spunem și iartă nouă, Doamne, pe cum și ne iertăm. Veniți cu multă râvnă, evlave, de ani de zile, și cum bine am spus aseară la toți pelerinii care ați poposit astă noapte, unii dintre noi cam am îmbătrânit împreună. Ne cunoaștem de atâția ani de zile și ne uităm unii la alții. Cu tristețe mă uit că sunt unii care nu mai sunt în viață, pe care i-am cunoscut de când am deschis Mănăstirea Hadâmbu. Alții, să spun că ați îmbătrânit frumos, încă n-ați ajuns ziua aceea când mai se plânge câte o surioară de-a noastră mai veche, care mă dor picioarele, spatele. Să n-ajungem ziua aia să ne încalțe, să ne încingă altă, să ne ducă unde ne este voia. Vedeți că sunt credincioase, credincioși care pot, nu pot, aleargă, călătoresc și fac popasă duhovnicesc, venind la cele sfinte. La Măicuța Domnului, la Sfânta Preacuvioasa, mult milostivă Parascheva, apoi, urcând dealul mare, parcurgând drumul crucii în dealul mare la Mănăstirea Maicii Domnului, priveghind noaptea, seara, și se duc cu mare bucurie și cu binecuvântarea Maicii Domnului acasă. Nu întâmplător, autocarul de Timișoara s-a stricat. Mulți dintre pelerini și-au dorit să vezi o noptică la Hadâmbu. Au venit însetați de cuvântul lui Dumnezeu. N-a avut în program să poposească aici. Maica Domnului i-a blagoslovit aici să poposească. Aici să-și plece capul fără a cârti. Și trebuie să mulțumiți Maicii lui Dumnezeu, surorilor, gospodinilor, că nu oricând veniți dumneavoastră tocmai din capătul lumii, să spun așa, că mănăstirea mea, prima mănăstirea mea, a fost Fodul Bodrog, care are icoană făcătoare ca și noi, și este cea mai veche mănăstire din țara noastră, peste 800 de ani, unde suntem foarte mult la locul acela. Dumneavoastră veniți, ați venit atâta cale că eu făceam o zi și o noapte până ajungeam cu trenul la mănăstirea unde am fost și îmbrăcat de altfel, frate de mănăstire. Și aveți mănăstirea Timișeni, aveți de măicuții și aveți un creștin bun, aleargă, nu stă pe loc, nu stă pe loc. Și știe Dumnezeu când o să mai reușiți să veniți.
măcar o dată pe an, iată că Maica Domnului vă blagoslovește Paștii pe Sfânta Parascheva și bucuria noastră este că v-am avut și noi, Măicuța scumpă să vă primească și 2-3 pași făcuți la poartă până în biserică, Măicuța scumpă să vă primească osteneala de astă noapte, de aseară, de astăzi. Pentru mine personal este o zi foarte importantă. Dar bine ar fi ca despre mine, despre sine, să spun despre mine, să nu vorbesc prea multe, fiindcă până la urmă, dacă nu vă aveam pe dumneavoastră oștea destoinică mica mea și a doua oște care fii fiicile duhovnicești, nu reușeam să ies din acea ruină unde mi-am plecat capul un an de zile în turnul unde este Paracrisul Sfântul Ioan Botezătorul și prima înviere acolo am făcut una acea chiliuță unde de altfel a devenit chilia Sfântul Ioan Botezătorul. Și iată că astăzi, de mila lui Dumnezeu, se împlinesc 33 de ani de când am fost hirotonit preot. Și 33 de ani de stăreție, 33 de ani de duhovnic și preot. Cel mai mare dar care îl cer Maicii Domnului, care nu sunt vrednic, am iubit-o și o iubesc de mic copil, e să-mi dea răgaze pocăință și să-mi ajungă ani, să-i pot mulțumi din ruina care m-a scos. În 2 metri să face o sihăstrie, nu ușoară mi-a fost viața, dar darul divin al lui Dumnezeu și a Măicuței scumpe care am cerut un ajutor zi noapte, venea buna vestire, era prima zi a mea de liturghie. La Hadâmbu s-o sfit, la 26 de ani. Și când am văzut că nu am unde să-mi plec capul, am strigat doar atât. Unde am să-mi plec eu capul aici, că nu am unde să dorm? Dacă vă este milă și vă este să aveți pască sfințită, că vine Paștele, lipiți-mi chiliuța asta cu pământ. Și au venit 4 gospodine, mi-a lipit chiliuța cu pământ, cum e în zonă. Mi-a văruit, zugrăvit, cum se spune, mi-a făcut niște steluțe pe în tavan, așa, să am eu, să fie frumos. Un godin de tablă și acolo am făcut eu popasul meu primul care a venit la Hadâmbu și prima înviere, prima liturghie de Buna Vestire. Iată, sunt 33 de ani. Dar nu pot să uit pe un alt preasfințitul calinic care mi-a fost la Putna tot îndrumător, tot duhovnic mi-a fost, el fiind ghidul mănăstirii, eu fiind la muzeu. Și de acolo m-am blagoslovit să plec spre mănăstire. Apoi l-a dus Maica Domnului Sfânta Parascheva la Iași. Și m-a îndrumat până a plecat ca n-am prea simțit cu cei de rădăuță. Spunea și în miezul nopții venea și-mi da înălțime la turn. Atât de mult a iubit locul acesta. Și vreau să vă spun ceea ce m-a impresionat cel mai mult la prea, în alt preasfințitul, ori de câte ori apărea, primul lui pas era la Maica Domnului. Să vezi un legat îngenunchind în fața Maicii Domnului, cu mânuța pusă pe icoana făcătoare de minuni, tot timpul lua blagoslovina Maicuța Domnului și apoi începea lucrul. Așa a făcut și înainte de a pleca la alegeri la Sinod, așa a făcut și a plecat la Sfântul Ioan, ca în alt preasfințit a fost ales. A venit la Maica Domnului și apoi a plecat, tot a plecat, în epatia Sucevii. A revenit un alt ierarh bun la suflet, bun la suflet, repet, și plăcut atât dumneavoastră cât și nouă tuturor preoților, preasfințitul Nichifor, care a rămas un stâlp al Moldovei de când a plecat în altul nostru. Și pe această cale țin să-i mulțumesc în la preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, că de fiecare dată când am nevoie un eveniment, preasfințitul nostru este prezent, Nichifor, și alții erari care vin și din partea Basarabiei, de sus și de nord. Mulțumesc la a doua obște, care sunt fiii mei duhovnicești. Astăzi sunt mai puțini, că au plecat și în Țara Sfântă câțiva din ei, care se roagă pentru noi acolo, pun și ei un pomelnic, o rugăciune. Celalți au rămas cu mine acasă, eu, sincer să fiu, s-au supărat pe mine foarte tare, dar am zis că nu mă îndur de dumneavoastră să vă las. Eu nu prea lipsesc duminica și sărbătorile la biserică. Ce făceam eu când știam că dumneavoastră
ați venit atâta distanță, Focșani, Ploiești, Bucovina, Cernăuți, din toate zonele țării noastre, care vă cunosc de ani de zile. Cum era inima mea ca eu să nu fiu prezent astăzi cu frățile voastre, cântând, lăudând pe Bunul Dumnezeu și pe Maica Domnului, împreună, slujind. Așa că vă mulțumesc încă o dată că existați. Dacă îmi dați voie să mulțumesc fratelui Constantin Ciofu. Cât de frumos a promovat mănăstirea de ani de zile și în continuare. Dar să știți că n-ar fi făcut-o dacă n-ar fi avut evlavie la Maica Domnului. Până i-a arătat Maica Domnului multe semne când a fost în Italia, Sfânta Icoană chiar făcătoare de minuni în procesiune, atunci a văzut niște minuni dumnezeiești și s-a apropiat din ce în ce mai mult de Măicuța Domnului și de mănăstire. Îi mulțumesc că, în primul rând, i-a dat Dumnezeu înțelepciune care să dea Hristos toți reporterii, toți ziariștii, să aibă înțelepciunea lui Constantin Ciop. Cei care l-ați cunoscut, poate l-ați auzit la Trinitas, la radio, și la Ziarul Lumina, și la majoritatea îl cunoașteți și l-ați ascultat. Eu îi mulțumesc personal că îl consider prietenul locului al mănăstirii noastre și ceva familie dintre fiii noștri duhovnicești ai Sfintei noastre mănăstiri, care oferă masa astăzi pelerinilor. Noi am propus așa tot cei care spovedesc să nu treacă o duminică din postul mare fără să ofere masa pelerinilor și atunci mână la mână au pus credincioși și fiii mei duhovnicești. Astăzi sunt patru familii, familia Faftală, Adrian și Doina, familia Maftei Ștefan și Maria, familia Lupu Ciprian, Lupu Vasile, cu toții, oferă masa dumneavoastră a pelerinilor. Toți care ați luat parte la Sfânta Liturghie, rugămintea noastră este când ieșiți afară să vă duceți să mâncați.